Pond Gun, privind pozele, pare a fi o simplă glumă, însă în fața dumneavoastră puteți vedea cea mai mare pușcă din istorie. Pond Gun într-adevăr a fost folosit în vânătoare, dar una este atunci când vânătorul omoară doar câteva răți pentru prânz și alta când curtea regală engleză a secolului XVIII cerea zilnic câteva sute de răți, iar pentru astfel de vânătoare era nevoie de o pușcă imensă. Pond Gun este o armă lungă de aproximativ 4 metri, care de asemenea are un calibru foarte mare. Bineînțeles că această armă nu putea fi ținută în mână. Ea inițial a fost creată pentru fixarea pe barcă. Modul de vânătoare cu această pușcă era destul de simplu. Vânătorul cu arma încărcată trebuia în liniște să se apropie de stolul de păsări, să îndrepte arma spre ele și să tragă. Desigur că pușca nu putea trage de mai multe ori, dar unghiul de dispresie a glonțului era foarte mare și putea să doboare până la 50 de răzi dintr-o dată. Și nu este de mirare faptul că la începutul secolului 20, omorârea răților începea să devină interzisă, deoarece numărul lor era redus la minim. O armă asemănătoare ca aceasta din videoclip a fost folosită și în filmul de groază Tremors 4. În interiorul ei se afla o pușcă obișnuită de calibru 12, din care se trăgea în timpul filmărilor. SSK Industries 950 JDG. În timpul creării unui cartuș, armurierul american J.D. Jonas a decis să nu piardă timpul cu diferite fleacuri și a luat cartușul 20x110, doar că nu a îndrăznit să încerce arma cu un astfel de cartuș și l-a micșorat până la 75mm. Conform clasificării internaționale, cartușele cu un calibru de peste 20mm sunt considerate proiectile, iar arma aparține clasei de artilerie. Însă cum n-ar fi, așa numitul cartuș 950 JDG este considerat cel mai mare și puternic glonț din lume cu care poate fi încărcată o armă de mână. Câțiva ani în urmă, compania a fabricat o pușcă corespunzătoare care arăta ca un tun de mână și care până acum reprezintă o armă de mână pentru cel mai mare cartuș din lume. Din cauza reculului mare și riscului de vătămare în timpul tragerei, arma este fabricată doar la comandă pentru iubitorii de arme exotice. Cântărește pușca în jur de 50 de kilograme, adică aproximativ 8 puști de mărime medie. De asemenea, fabricarea cartușelor oficial a fost întreruptă în 2014, deci costul unei trageri din această armă este de peste $80 și continuă să crească. Anzio. Utilizarea muniției de calibru 20mm pentru o tragere de precizie înaltă a început în anul 30 al secolului 20. Deși în acea perioadă armele de calibru mare nu erau foarte populare, tactica modernă de război nu s-a schimbat deloc și arma de înaltă precizie din nou a devenit solicitată. Pușca de 20mm Anzio este considerată cea mai puternică pușcă capabilă să tragă de la o distanță de până la 4,5 km. Țeava armei Anzio este de 3 ori mai lungă decât a colegului american Barrett M82, iar trage aceasta cu cartușe ca la tunul aerian Vulcan M60-20 de 120mm. Doar o singură tragere va crea neplăceri vehiculelor blindate. Chiar dacă nu arată amenințător ca celelalte arme, Anzio are un succes mare în organizațiile militare private. M134 Minigun. Mitraliera americană M134 Minigun este cel mai cunoscut Gatling din lume. Într-o secundă, cele 6 țevi trag câte 100 de gloanțe, adică aproximativ 3 magazine AK-47. Rare ori filmele de acțiune despre soldații galanți din Statele Unite ale Americii se descurcă fără această armă de 762mm. Armurierii americani încă din anii 60 au reușit să facă arma cunoscută în toată lumea. M134 sunt instalate în trapele mașinilor militare, pe turnurile de pază, în elicoptere sau bărci de patrulare. Totuși, 6.000 de trageri pe minut sunt un ajutor serios în orice situație critică. Raza de tragere este de aproximativ 500-600 de metri. Chiar dacă precizia și raza de foc dau greș uneori, ele sunt compensate de puterea de tragere. În doar câteva secunde, arma este capabilă să rupă în mai multe bucăți corpul uman. Apropo, greutatea armei ajunge la 30
50 de kilograme, iar fiind complet echipat, este de cel puțin 60 de kilograme. Așadar, tragerea cu minigun din mână, cum iubesc să facă în filme, este absolut imposibilă. Pfeiffer Zelisco 600 Nitro Express. La sfârșitul secolului 20, cel mai puternic din lume era considerat revolverul american de vânătoare Kassler. Și așa ar fi rămas dacă armurierul austriac Adolf Zelisca în 1995 nu ar fi început să realizeze diverse experimente cu praful de pușcă pentru cartușe cu un calibru mai mare. Bărbatul și-a propus să creeze o armă pe care încă nimeni nu a făcut-o înaintea lui, adică revolverul sub cartușul Winchester Magnum calibrul 458, care cântărește 33 de grame. Pentru realizarea sistemului lui Zelisca era nevoie de 2 ani și ca urmare a fost creat cel mai puternic revolver din lume, care fără nicio problemă a fost testat în Viena. Inițial, compania Pfeiffer a fabricat doar 2 exemplare, dar ulterior a continuat fabricarea lor doar la comandă. Este aproape imposibil de ținut revolverul cu brațele întinse, deoarece cântărește 6,5 kg fără cartușe, asta aproximativ greutatea a doua AK-47. În plus, revolverul nu este echipat cu dispozitive care ar reduce reculul, de aceea tragerea din el este aproape imposibilă fără un suport special. Pe lângă faptul că este greu, doar o singură tragere din această armă va costa în jur de $100. Puterea revolverului este mai mult decât suficientă pentru a dobori cel mai mare elefant, fără a ținti în locurile vulnerabile. RPG-28. În momentul de față, RPG-28 este unul dintre cele mai bune lansatoare de grenade, folosit de către armata rusească. Arma respectivă este capabilă să străbată un perete din metal cu o grosime de până la 1 metru și în doar câteva secunde poate distruge o casă întreagă. Acum, tancurile sunt protejate cu mai multe straturi de armură și au sisteme dinamice de protecție, care nu pot fi doborâte de grenadele vechi. RPG-28 este o armă personală a unui infanterist împotriva vehiculelor blindate. Puterea acestei arme este suficientă pentru a sparge peretele din beton de 2 metri sau o armură omogenă de 900 de mm grosime. Deși arma cântărește 12 kg și asta fără proiectilul care cântărește încă 9, lansarea grenadelor se efectuează de pe umăr. Iar pentru a duce lansatorul în poziție de luptă, luptătorul va avea nevoie doar de 10 secunde. Singurul dezavantaj al armei constă în aceea că este de unică folosință, deci soldatul nu va avea dreptul să greșească. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci rupeți butonul de like și scrieți-ne în comentarii care dintre aceste arme militare v-au impresionat cel mai mult. Iar dacă doriți să fiți la curent cu cele mai noi tehnologii de pe canalul nostru, atunci porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!